Hai, bună seara, bună seara, bună seara. Tic-tic-toc, tic-tic-toc. Stau în Germania, chirie de barac, cum zice, luam iar titi în mână. Ăla, cum îi zice, Gingisan. Auzi că stau în debara. Firei tu să fii Gingisan. Bă, fiți atenți aici. În primul rând, vă rog frumos, ăștia care vă dați foarte deștepți. Vă dați foarte deștepți că ziceți că eu nu mă pricep în bursa de transport, că eu vreau așa, că eu vreau așa. Bă, și eu știu că nu se plătește, că nu poți să-ți calculezi dus întors. Hai să vă zic eu vouă o treabă. Ăștia care comentați, bă, dar v-am văzut acum o grămadă care vorbiți așa să vă aflați în treabă și poate voi nici nu știți cum să mănâncă pâinea cu soare. Bun. Nu știu care a scris acolo, pe păi, bă, pompier, dar nu poți să tu să calculezi drumul dus întors, că niciodată nu o să-ți iei cursă. Și atunci ce faci? Te duci, de exemplu, să zic, Frankfurt-Berlin, 540 km. 540 de kilometri. Bun, știu că ăștia își fac grupaj, de exemplu, prenotează cursa aia și zice, deci am văzut la cursă de partea asta de la Raunheim la Berlin, 540 de kilometri, ofertă de 140 de euro. Sigur că la mai are drumuri încolo. Da, mă, dar astea sunt firme care sigur au pe cineva ca un fel de dispatcher care le prenotează cursele, pentru că la nu poate merge cu 140 de euro. Și atunci eu, ce ofertă să-i dau la ăla? La 540 de kilometri. Bun, eu nu m-am dus întors, să zic. Eu nu m-am dus. Să zic 50 de euro. 50 de cenți la kilometru. Și nici atunci nu pot să fac față la ăla care zice 140. Pe calculați voi atunci. Și sunt o grămadă de oferte. Zipmendu, am făcut trei cursă până acum cu Zimendu. Da, trei cursă. Într-o săptămână jumate. Deci, asta e cursă de la Zipmend. Chiar vorbeam aseară cu niște prieteni. De aici, de la Rauheim, la Obermörlen, vreo 70 de kilometri. Preț estimativ. Ascultați bine ce vă zic. Bă, dar ascultați bine, ăștia care vorbiți, voi știți, v-ați uitat vreodată pe bursa de transport sau nu? Că voi vorbiți. Deci preț estimativ de vreo 68 de kilometri, de la Raunheim la Obermörlen, 68 sau 71, nu mai țin minte exact acum, prețul estimativ 127 de euro. La prețurile estimative, tu ai dreptul să-l ștești prețul care ți-l dau ei și să spui tu prețul tău. Adică, să zic că la toate trei cursele le-am șters prețurile și am pus încă 15 sau 20 de euro în plus. Și mi le-au acceptat. Adică la 127 de euro, să zic, ștergi și să zic, poți să pui 180. Dar acum stați așa că voi n-ați înțeles un lucru. Deci cursa aia de la Raunheim la Obermörlen, și interesant că după 10 minute că îi mai dau așa din probă. Nu e mai valabil, adică o luat-o cineva. Ce-i dedus de la Raunheim la Obermörlen? Că mi-a scris un băiat aici, mi-a scris acolo, văzut un băiat care a scris de LKW, de camion, că zice că tu nici nu știi cât costă un cauciuc de camion. Deci de la Raunheim la Obermörlen, 68 sau 78 de kilometri, că nu mai țin minte exact, 127 de euro estimativul, 40 de paleți de câte 500 kg 1. Ceea ce înseamnă, da, scrie acolo jos, 20 de tone, 20.000 de kg. Acum te întreb pe tine ăsta care ești pe camion. Că nu știu care, am vorbit cu un prieten, cu niște prieteni aseară, pe eu zice, oricum rămâne cu vreo, dacă îi bagă la 200, cât consumă în 17 km? Să zic că consumă de 50 de euro. Când o consumă 17, 18, 20% un camion tir, are să consume 40 de euro, nu? Și te rămâne cu 160 dacă îi acceptă 200. Și acum, întrebarea e în felul următor.
Multă lume nu înțelege. Ziceți voi că nu înțeleg. Bă, auziți aici, eu nu lucrez de două zile pe transportul. Bineînțeles, n-am lucrat cu firme de transport, până acum bursă de transport, că am lucrat cu dispecerat. Ca și cu ăsta, turcul la care lucrez acum, care am lucrat până acum. Mă suna, cursă de Berlin. Oricât e mașină, de să sună. Tirul ăla, că merge la Raunheim, că sigur nu stă la lângă doi pași de unde trebuie să încarci, nu stă și undeva la vreo 15-20 km. Oricum, tirul e tir, nu? Să urcă în tir, bag, merge acolo la Raunheim, o bag acolo la încărcare. Cât îi trebuie să încarce 40 de paleți? V-ați întrebat vreodată? Aștia care știți, sunteți mari deștepți, era să vă zic acum ce deștepți sunteți. Cât îi trebuie să încarce la 40 de paleți? Până încarcă ștapla, cel puțin, părerea mea, pentru 40 de paleți, e trebuie mai bine de o jumătate de oră. După ce încarcă paleți, șoferul ce are de făcut? După capul vostru, ăla sec. Trebuie să-i asigure, nu? Cu cinturile. Că n-ai voie să pleci de acolo dacă nu le asiguri. Nu? Trage cinturile peste paleți, bam, bam, bam. La 40 are de tras, nu știu, că probabil, bine, erau paleți de 50 de centimetri înalți. Adică pune 3, cred că, unul peste o altă. Să ajungă la 1,50 m. Sau, nu știu, exact că... Nu știu exact câți paleți intră într-un tir și așa mai departe. În fine, trebuie să-i asigure, nu trebuie să-i asigure. După ce-i asigură, pa, că își trage prelata, bang, bang, și de-abia după aia pornea și la unde trebuie să meargă, nu? Acolo unde ajunge. Cât timp îi trebuie să-i descarce, mă? Până te face acțiile, până aia. Până vine ștapla, nu? Să te descarce. Nu durează. Păi ziceți că 78 de km, să zic, îi face, să zic, într-o oră jumate. Sau într-o oră, că nu, tirul are și cum merge, nu poate merge ca o mașină mică. Hai să zic, îi face într-o oră, că e tir, nu? Dar mai trebuie aproape 2 ore, mă, mâncat să se încarce, să se descarce. Și atunci, dacă îi dă ofertă de 200 de euro, după capul vostru la sec, merită? Interesant e că automat dispar ofertile astea. Adică, din momentul ce dispare, că eu când dau acolo să se dau pe accept la ofertă, ei nu știu ce mașină am eu. Nu? Și atunci când îi dau să dau pe accept pe ofertă să modific prețul, nu mă mai lasă că zice, din păcate, ne pare rău, cursa nu mai e activă. Adică, o luat-o altcineva. Nu? Dar nu m-am văzut mai multe chestii de astea și la 10 tone și la 15 tone și la 16 tone și la mai multe. Niște prețuri, deci cursă de aici, din partea asta de către Frankfurt, către Berlin, preț estimativ 240 de euro, mă. Și la Siemens, care nu știți, pe Siemens din felul următor, îți zice ora de încărcare, ora de descărcare. Adică tu până la ora aia trebuie să fie acolo să descarci. Că tot e calculat parcursul, traseul e calculat pe Google Maps, nu? Cu plus minus să zice 15 minute. Adică 10 la ora 9 trebuie să încarci acolo și la 12 trebuie să descarci dincolo. Am dat un exemplu. Și atunci, de unde ești mai el la alte cursă? Păi, nu vă vorbiți să vrem, mă, să vă aflați în treabă, mă. Voi credeți că chiar sunt așa de tântălău, nu sau cum, că nu știu nimica de mine. Ba știu, mă, pe ClickTrans, credeți-mă că am dat oferte care am zis, bă, hai să încerc și oferta aia mai mică, care mi-am calculat eu motorina, dacă, de exemplu, să zic, nu prin nimica înapoi sau nu știu ce, dau un exemplu, bă, la 1000 de kilometri consumă jur de 180 de euro motorină. Și a fost o cursă de vreo 800 și ceva de euro. Și 800 și ceva de kilometri. Adică 1000 și vreo 600 de kilometri dus întors. Și am dat ofertă de 350 de euro, mă. Cea mai mică, că ele le puneau de la 5-600 în sus. Și nu mi-a acceptat, mă. Și-a venit Muhammad de la sugă ăla și-a băgat 220 de euro. La 700 și ceva de kilometri, mă. Vă ziceți că e o persoană fictivă. Dar nu numai la care, nu numai Muhammad de la sugăul ăla dă oferte mici, că mai sunt șanse care dă oferte mici. Adică voi vreți să ziceți că ea ce fac?
dă o ofertă mică ca să vezi tu că la dă o ofertă mică și atunci să dai și... Păi tu și dacă îl vezi pe ăla că dă o ofertă mică, tu n-ai cum să dai ofertă ca și el. Pentru că la un drum de ăsta gândește-te că tu nu mai câștigi nimic, că tu trebuie să bagi bani din buzunar de la tine. Că nu-ți ajunge banii care tu îi ceri, nu-ți ajunge ca să-ți acoperi motorina, mă. Bun, înțeleg, sunt firme care îți pătraseu tot timpul și probabil au acolo birouri care se ocupă de așa ceva și oricum, de exemplu, camionul merge spre Olanda. Pleacă din Polonia spre Olanda și între timp prinde o cursă de aia, dă repede la oferte. Da, da, problema e la Click Trans, nu e ca la Zimmet. La Click Trans, de exemplu, 10 din 20 până 26 februarie. E și atunci la 10 la cu camionul iau, dacă e acceptă oferta, bineînțeles, iau, și lasă acolo un camion și după aia când merg dată, când merg dată viitoare cu Olanda, către Olanda, atunci o duci. Și între timp mai găsești, poate dau 3 oferte de pe un camion. Eu am depozit unii să le depozitez. Așa că vorbiți aiurea. Bun, am văzut că mulți ziceți, bă, că nu știi, că nu știi, că nu știi, că nu știi. Bă, da, dacă scrieți că nu știu, păi scrieți-mi cum trebuie să fac atunci. Voi credeți că așa e? Da, într-adevăr, aici am niște cheltuieli, plătesc chirie, plătesc impozii, plătesc asigurare la mașină, bine, plătit-o, atâta nu. Și uite, mașina stă pe dreapta. Da, mă, dar nu e ușor, nu e ușor. Înțelegeți? V-am povestit, am un clip care l-am făcut înainte de ăsta, unde vă povestesc de treaba cu Mike Hammer-ul. Mike Hammer-ul, tocmai am vorbit cu bătrânul, să vedem acolo el unde merge, el să se roage la moscheia aia lor. Moscheia încearcă să găsească dacă mai sunt de ăștia care nu lucră și care sunt disponibili. Pentru că Mike Hammer-ul e de 10 ori mai bine ca toate. E mai bun ca toate la un loc. Decât că la Mike Hammer trebuie încă un om. Când, de exemplu, trebuie să-i demontezi la mobilă, să-i pui mașină, să-i duci la nu știu unde. Și acolo se urci sus, înapoi se o montez. Dar nu poți tu singur, nu poți singur eu, că mai trebuie un om lângă mine. Și acum să vedem dacă bătrânul găsește un ceagalul de ăsta de-a lor, care nu lucră și pe social și de-alea, dar e bun, știi că atunci ăla e liber. Și atunci eu, dacă, de exemplu, am mâine, îl sun, bă, vezi că mâine vii cu mine. Nu, câștigă bani în plus pe lângă socialul care îl dă. Dar pe bursa de transport, voi vorbiți aiurea, bă, dar nu sunteți niciunul, nu știu dacă sunteți careva dintre voi înregistrați pe bursa de transport ca să vedeți cum funcționează și după aceea să vorbiți. Eu n-am lucrat până acum cu bursa de transport, v-am mai spus, eu am lucrat cu dispeceratul și cu dispeceratul e altceva. Am avut firme cu care am avut contract fix și a fost altceva. Aici deja e cu totul și cu totul altceva. Deci eu de 2 săptămâni jumate, 3, de când mi-au dat acces la Click Trans. Apropo, de Zipment, nu de Zipment, de InTime, nu știu care mi-a scris acolo, că InTime e cel mai bun. Bă, tu ești canalărul de Stai, nu ești canalul. Îmi cer scuze că te-a făcut canalul. Chiar am vorbit cu Călinoi, un prieten din România, care și el lucră cu InTime-ul și, nu, tot mai povestesc cu el, în schimb, InTime-ul, probabil, de pe România, e diferit ca InTime-ul de pe Germania. InTime-ul de pe Germania, cam o săptămână jumătate, că de-aia scrie și am zis, bă, și ceva, lăsați-mă vacanță, că n-are rost. Deci exact același lucru. InTime-ul îmi trimitea e-mail-ul cu ofertile de cursă, de exemplu, să zic, dau un exemplu, Frankfurt-Amsterdam, 440 de kilometri, ofertă estimativă 140-160 de euro. Păi duce tu 450 de kilometri până în Amsterdam, costă 50 de euro, să te văd dacă meri. Hai să te văd dacă meri. Aștia care vorbesc de ampula. Și când am văzut că chiar e aiurea, am vorbit cu ăla de acolo de la birou de la InTime și am zis, bă, omule, păi de o săptămână jumătate, bineînțeles, eu am pus oferte care am considerat eu, n-am pus exagerate, stați reînșit, care am considerat că măcar să-mi acopăr consumul și, bineînțeles, am și un pic de câștig pe ăsta, că atunci la ce să mă duc dacă nu câștig, nu? Și l-am întrebat pe ăla, bă, frate, omule, de o săptămână și ceva, tot fac oferte și nu mi-ați acceptat niciuna. Păi nu, că zice, tu ai făcut mai mult, ai cel mai mult decât o măsalță. Păi bine, zic că la. Zic, dar dacă, de exemplu, dacă iau dau o ofertă mai mică, de exemplu, cu o zis, pe tu trebuie să-ți calculezi numai dus. Ascultați-mă bine un pic, ăștia care vă băgați să mai iurea. Și zic, să zic, bun, hai pune 50 de cenți la kilometri. De aici până în Amsterdam sunt 440, asta înseamnă 200 și vreo 20 de euro. Nu?
și eu consum de 100 și vreo 20 de euro motoină. Da? Zic, bine, atunci eu când ajung acolo, dau un exemplu, ce fac acolo? Păi de acolo, acolo te-ai descurci. Păi zic, voi nu garantați nici măcar un retur, nimic? Noi nu avem treabă, păi nu ne interesează, e treaba ta deja. Te descurci de acolo, îți cauți curs înapoi. Păi și ce să fac? Trebuie să stau, să dorm o mașină? Zice, noi nu știm. Asta e, noi când dăm oferta, cine dă mai puțin, ăla eu dăm. Păi și atunci merg, mă încălța și pe 140 de euro până la Amsterdam sau 160, nu mai țin minte cât a fost oferta aia, estimativul. Dar îți dau un exemplu, că toate erau, toate, deci n-am prins niciuna, că toate așa au fost. Și am încercat, i-am dat, au fost la oferte estimativă, vă rog să mă credeți unde am dat, cred că cu 20 de euro mai mult decât o estimativ. Aș să bag piciorul în ea, chiar dacă mă duc gratis, nu contează, să văd și eu ce și cum până la urmă. Și mi-au refuzat, mă, pentru 20 de euro pe stemă. Adică să zic că aia au fost 140 și eu am zis 160. Și după o secundă, după două minute, eu nu mai văd la bilă. Și am pus cu 20 de euro peste. Mi-am calculat, eu cred că rămâne cu vreo 30 de euro. Câștig din motorina care trebuia să consum. Și mi-o respins sumă pentru 20 de euro în plus, mă. Voi vorbi să vă aflați în treabă, mă, ăștia, că am văzut acum ce comentarii ați băgată pe acolo, mă. Dar nu știu, să spuneți și mie, care lucrați pe bursa de transport. Sau sunteți numai care vorbiți din auzete. Nu știu, care mi-a scris că tu nici măcar nu știi cu ce să mâncă bursa de transport. Păi spune tu cu ce să mâncă dacă eu nu știu. Că eu cer prețul peste. Bă, frate, eu nu cer prețul peste, dar nici mă pot duce pe gratis. Că decât să mă duc pe gratis, atunci să dau dracule acasă, nu? Că aici e problema. Îs mulți fomiști. Acum nu zic că și voi faceți parte dintre ei. Sunt foarte mulți fomiști care dau un exemplu, ca să vă dau un exemplu, cum a fost cursa aia de Berlin, la 240 de euro preț estimativ și să zic că mai pusă la 40 de euro peste. Și au luat 280, dau un exemplu. Dacă tu n-ai asigurat un retur și numai să te afli în treabă, din aia 280 bagi 180 de euro motorină și rămâi tu cu 100 de euro. Dar tu gândeaște-te că faci 10-11 ore de drum. Și atunci tu mergi pentru 100 de euro, 11 ore să conduci, la un moment dat mai pui uzura mașinii, nu mai pui asigurare, nu mai pui nimic sau cum. Ăștia care fac grupaje, v-am mai spus, ăștia au pe cineva care stau toată ziua pe telefoane, pe calculatoare, pe ce stau acolo. Și fac grupajele, că altfel n-ai cum, tu singur n-ai cum. Deci fără dispecerat și după ori la sfârșit mi-am scris, bă frate, știi ceva, nu pot să lucru așa, pentru că voi aveți niște prețuri din ar, eu nu înțeleg cine mai are la prețurile alea. Dacă puteți să-mi faceți, să-mi dați voie să lucru cu dispeceratul vozele in time, ok, dacă nu am. Eu scris înapoi că mașina mea e prea mică pentru dispecerat, adică probabil că trebuie prelată, camion, dragul știe ce trebuie. Așa că, cel cu mic și joc de glezne, mă, nu voi nu credeți că eu am firma asta de 20 lei, mă, eu am firma asta din 2018, mă. Și din 2018 am cu așa ceva lucru. Numai cu transporturile. Dar nu am lucrat niciodată, repet, niciodată până acum cu bursa de transport. Bă, am zis, bursa de transport trebuie să fie ok. Adică tu, că nu știu care o zis, să-ți alegi tu cursele. Nu ți alegi cursele pe dreacu. Ți alegi, da, de-aia la ofertă. Să le respinge, mă. Să le respinge. Uite, și zimendu. Și acum, seara asta, mi-a respins aia de o cursă de la Frankfurt la Bonn. Preț estimativ 127 de euro. Și 350 de km dus întors. Păi și atunci eu mă duc să bag 100 și ceva de euro motorină pentru 20 de euro să câștig eu. Să fac 8-9 ore. Și am băgat 180, mă. Păi dacă tot faci 8-9 ore, măcar să câștigi ceva, nu că tot te duci cu mașina asta, dă să-mi bag piciorul ăia din mașină, că nu-i căruță că are cal în față și dai să mânce fân, nu? Uite, numai pentru un arc, am plătit aproape 200 de euro să-mi schimb un arc. Cu tot cu arc, bineînțeles. Și cât e să consumă la o mașină? Vorbiți numai să vă aflați în treabă, fraților. Vreau să vă văd ăștia care comentați, care sigur pun pariu că sunteți angajați. Și din momentul ce sunteți angajat,
angajați, aveți, vi se dă de la dispecerat, Ioane te duce acolo, 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 acolo și vine înapoi. Nu bași tu motorină, nu bași tu frâne, nu bași tu ulei, nu bași tu nimic, ăla zice unde se mești, tu dai să suni cacalul. Și acum vine să vă băgați voi în seama aici. Dar aștia care ați scris, vreau să vă văd că comentați. Da, mă, eu am firmă de transport și eu lucru de 3 ani cu firma aia de transport. Și uite, așa se lucră și așa se lucră. No, astea comentarii vreau să le văd. Nu de astea de dulice, vorbiți voi pe acolo. 2 alfabeți și 3 alfabeți. Așa că, pompierul Curanga vă salută și nu atât tineri, v-ați vorbit frumos, pentru că mulți scrieți numai să vă aflați în treabă. Și vă dați mari deștepți și voi habar n-aveți cu ce să mănâncă pâinea cu soare, cum v-am spus de la început. Țiții, cumpărați-vă pâine, luați-vă săină, topiți-o jumeri și vă rămâne o soare să vă puneți pe pâine și un pic de sare, ceapă verde și dă-i să sune. Vă pup și vă doresc numai bine o seară faină. Ceau, fraților, de la Wiesbaden, Deutschland. Țiții!